Alexandru Lăpușneanul De Costache Negruții Narator Răzvan Buluș Capitolul 1 Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau Iacov Eraclid, poreclid despotul, pierise ucis de buzduganul lui Ștefan Tomșa, care cârmuia acum țara. Dar Alexandru Lăpușneanul, după înfrângerea sa în două rânduri de oștile despotului, fugind la Constantinopol, izbutise a lua oși turcești, și se înturna acum să-i zgonească prerăpitorul Tomșa și să-și ia scaunul pe care nu l-ar fi pierdut de n-ar fi fost vândut de boieri. Intrase în Moldavia întovărășit de șapte mii spahii și vreo trei mii oaste de strânsură. Însă pe lângă acestea avea porunci împărătești către hanul tătarilor Nogai ca să idee dee oricât ajutor de oaste va cere. Lăpușneanul mergea alături cu vornicul Bogdan, amândoi călări pe armăsari turcești și înarmați din cap până în picioare. Ce socoți, Bogdane?" zise după puțină tăcere. Izbândi vă moare? Să nu te îndoiești, măria ta, răspunse curtezanul. Țara geme sub asuprirea tomșei. Oastea toată se va supune cum i se va făgădui mai mare simbrie. Boierii, cât i-au mai lăsat vii, numai frica morții mai ține. Dar cum vor vedea că măria ta vii cu putere, îndată vor alerga și îl vor lăsa. Să dea Dumnezeu să n-aib nevoia a face ceea ce au făcut Mircea Vodă la munteni. Dar ți-am mai spus, eu îi cunosc preboierii boierii noștri, căci am trăit cu dânsii. Aceasta rămâne la înalta înțelepciune măriei tale. Vorbind așa, au ajuns aproape de tecuci, unde poposir la o dumbravă. Doamne, zise una prod apropiindu-se, niște boieri sosind acum cer voie să se înfățișeze la măria ta. Vie, răspunse Alexandru. Curând intrară sub cortul unde el ședea înconjurat de boieri și capitanii săi, patru boieri, din care doi mai bătrâni, iar doi juni, aceștia erau vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță, spătarul Spancioc și Stroici. Apropiindu-se de Alexandru Vodă, se închinară până la pământ, fără a-i săruta poala după obicei. Bine ați venit, boieri!" zise acesta silindu-se a zâmbi. Să fii sănătos, măria ta!" răspunseră boierii. Am auzit!" urma Alexandru. De bântuirile țării și am venit să o mântui. Știu că țara mă așteaptă cu bucurie. Să nu bănuiești, măria ta, zise Moțoc. Țara este liniștită și poate că măria ta ai auzit lucrurile precum nu sunt, căci așa este obiceiul norodului nostru, să facă din țânțar armăsar. Pentru aceea obștia ne-a trimis spre noi să-ți spunem că norodul nu te vrea, nici te iubește și măria ta să te întorci înapoi ca Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, răspunse la Pușneanul, a cărui ochi scânteia ca un fulger. Și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pre voi și voi merge ori cu voia, ori fără voia voastră. Să mă întorc? Mai degrabă și va întoarce Dunărea cursul îndărăpt. A, ah, nu mă vrea țara? Nu mă vreți voi cum înțeleg? Solului nu-i se taie capul, zise Spancioc. Noi suntem datoria de a-ți spune adevărul. Boierii sunt hotărâți a pribegi la unguri, la leși, la munteni, pe unde au toți rude și prieteni. Vor veni cu oși străine și vai de biata țară când vom avea război între noi. Și poate și măriei tale nu-i va fi bine, pentru că domnul Ștefan Tomșa... Tomșa! El te-au învățat a vorbi cu atâta dărzenie!" Nu știu cine mă oprește să nu-ți sfar măselele din gură cu buzduganul ăsta!" zise apucând măciuca de arme din mâna lui Bogdan. Ticălosul acela de tom și-a -a învățat?" Ticălos nu poate fi acel ce s-a învrednicit a se numi unsul lui Dumnezeu," zise veveriță. Au doar nu sunt și eu unsul lui Dumnezeu? Au doar nu mi-ați jurat și mie credință când eram numai stolnicul Petre? Nu m-ați ales voi? Cum au fost oblăduirea mea?" Ce sânge am vărsat? Care s-au întors de la ușa mea fără să câștige dreptate și mângâiere? Și însă acum nu mă vreți? Nu mă iubiți? Ha, <laughs> Râdea. Mușchii se suceau în râsul acesta și ochii lui hoșma clipeau. Cu voia măriei tale, vedem că moșia noastră a să cadă de isnoavă în călcarea păgânilor. Când asta negură de turci va prăda și va pusti țara, pe ce vei domni măria ta? Și cu ce vei sătura comia acelor cete de păgâni ce aduci cu măria ta? cu averile voastre, nu cu banii țăranilor pe care îi jupuiți voi. Voi mulgeți laptele țării, dar au venit vremea să vă mulg și eu pre voi. Destul, boieri! Întoarceți-vă și spuneți-i celui ce v-a trimis, ca să se ferească să nu dau peste el, de nu vrea să fac din ciolanele lui surle și din pielea lui căptușală dobelor mele. Boierii ieși rămâhniți. Moțoc rămase. Ce ai rămas? întreabă lăpușneanul. Doamne, zise Moțo căzând în genunchi. Să nu pedepsești pre noi după fără de legile noastre. Adă-ți aminte că ești pământean, adă-ți aminte de zisa Scripturii și iartă greșiților tăi. Cruță prebiata țară, Doamne! Sloboa de oștile acestea păgâne! Vină numai cu câți moldovenei pe lângă măria ta și noi chezășluim că un fir de păr nu se va clinti din capul înălțimitale. Și de vor trebui oști, ne vom înarma noi cu femei și copii, vom rădica țara în picioare, vom rădica slujile și vecinii noștri. Încrede-te în noi. Să mă încred în voi, zisă lăpușneanul înțelegând planul lui. Pe semne gândești că eu nu știu zicătoarea moldovenească, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Pe semne nu vă cunosc eu și pretine mai vârtos. Nu știu că fiind mai mare peste oștile mele, cum ai văzut că m-au biruit mai lăsat? Veverizăm mi este vechi dușman, dar încă ai niciodată nu s-a ascuns. Spancioc este încă tânăr, în inima lui există iubire de moșie. Îmi place a privi sumeția lui, pe care nu se stilește a o tăinui. Stroic este un copil care încă nu cunoaște pe oameni. Nu știe ce este îmbunarea și minciuna. Lui se parcă toate paserile ce zboară se mănâncă. Dar tu, moțoace, învechit în zile rele și deprins să te ciocoi la toți domnii, ai vându pre despot, mai vându și pre mine, vei vinde și pre Tomșa. Spune, n-aș fi un nătăreu de frunte dacă m-aș încrede în tine. Eu te iert însă ca îndrăznita crede că iar mă vei putea înșela și-ți făgăduiesc că sabia mea nu se va mângi în sângele tău. Te voi curăța că mi-ești trebuitor ca să mă mai ușurez de blăstămurile norodului. Sunt alți trântori de care trebuie curățit stupul. Moțoc îi sărută mâna, asemenea câinelui care, în loc să mușce, linge mâna care îl bate. El e mulțumit de făgăduința ce câștigase. Știa că Alexandru Vodă o să aibă nevoie de un intrigant cum era el. Deputații erau porunciți de Tomșa, ca neputând întorna pe lăpușneanul din cale, să-și urmeze drumul la Constantinopol, unde prin jalobe și dare de bani să mijlocească mazilia lui. Dar văzând că el venea cu însuși învoirea porții, pe de alta sfiindu-se a se întoarce fără nicio ispravă la Tomșa, cerură voie să rămâie al întovărășii. Acesta era planul lui Moțoc ca să se poată lipi de lăpușneanul. Voia li se dete. Capitolul 2 Ai să dai sama, doamnă! Tomșa, nesimțindu-se în starea se împotrivi, fugise în Valahia și lăpușneanul nu întâlnise nicio piedicare în drumul său. Norodul pretutindene îl întâmpina cu bucurie și nădejde, aducându-și aminte de întâia lui domnie, în care el nu avusese vreme a-și dezvăli urâtul caracter. Boierii însă tremurau. Ei aveau două mari cuvinte de a fi îngrijiți. Știau că norodul îi urăște și predomn că nu îi iubește. Îndată ce sosise, Lăpușneanul porunci să umple cu lemne toate cetățile Moldaviei, în afară de Hotin, și le arse vrând să strice prin aceasta azilul nemulțumiților, care de multe ori, sub adăpostul zidurilor acestora, urzeau comploturi și revolte. Ca să sece influența boierilor și să stârpească cuiburile feudalității, îi despoia de a averi sub feluri de pretexte, lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau ademeni și corumpe prenorod. Dar nesocotind de ajuns planul acesta, îi omorea din când în când. La cea mai mică greșeală dregătorească, la cea mai mică plângere ce îi s-arăta, Capul vinovatului se spânzura în poarta curții, cu o țidulă vestitoare greșalei lui, adevărate sau plăsmuite, și el nu apuca să putrezească când alt cap îi lua locul. Nimeni nu îndrăznea a împotriva lui, cu atât mai vârtos a lucra ceva. O gvardie numeroasă de lefecii albanezi, serbi, unguri, izgoniți pentru relele lor fapte, își aflase răscăpare lângă Alexandru, care plătindu-i bine, îi avea hrăziți, iar oștile moldovene sub capitanei lui le ținea pe margini. Slobozind însă preostași pe la casele lor, le mărginise în puțin număr. Într-o zi, el se plimba singur prin sala palatului domnesc. Avusese o lungă vorbă cu Moțoc, care intrase iar în favor și care ieșa după ce îi înfățoșase planul unei nouă contribuții. Se părea neastâmpărat, vorbea singur și se cunoștea că meditează vreo nouă moarte, vreo nouă daună, când o ușă lăturalnică deschizându-se, lăsă să intre doamna Ruxanda. La moartea părintelui ei, bunul Petru Rareș, care, zice Hronica, cu multă jale și măhniciunea tuturor s-au îngropat în sfânta monastire Probota, zidită de el, Ruxanda rămase în fragedă de vârstă sub tuturatul a doi frați mai mari, Iliaș și Ștefan. Iliaș, urmând în tronul părintelui său, după o scurtă și desfrânată domnie, se duse la Constantinopol, unde îmbrățoșă mahometismul și în locul lui se sui pe tron Ștefan. Acesta fu mai rău decât fratele său, Începu asilii prestrăini și precatolici aș lepăda religia și multe familii bogate ce locuiseră în țară, pribegiră din cauza aceasta, aducând sărăcie pământului și cădere negoțului. Boierii care cei mai mulți erau încuscriți cu polonii și cu ungurii, se supărară și, corespunzându-se cu boierii pribegi, hotărâră pieirea lui. Poate ar mai fi întârziat aș pune în lucrare planul dacă desfrânarea lui nu l-ar fi grăbit. Nu hălăduia de răul lui nicio jupăneasă dacă era frumoasă, zice cronicarul în naivitatea sa. Într-o zi, când se afla în țuțora, nemai așteptând sosirea boierilor beci, boierii ce erau cu dânsul, ca să nu-l scape, au tăiat frânghiile cortului sub care el ședea și dând l-au ucis. Acum, numai Ruxanda mai rămânsese din familia lui Petru Rareș. Și predânsa, boierii ucigași o hotărâseră a fi soție unui oarecare jolde, pe care ei îl aleseseră de domn. Dar lăpușneanul, ales de boierii pribeci, întâmpinând prejoldea, îl birui și prin l îi tăie nasul și îl dete la călugărie. Și ca să tragă inimile norodului în care vie încă era pomenirea lui Rareș, se însură și luă el prefica lui. Astfel, Ginga și Aruxanda ajunse să a fi partea biruitorului. Când intră în sală, ea era îmbrăcată cu toată pompa cuvenită unei soții, fiice și surori de domn. Peste zobonul de stofă aurită purta un benișel de felendreș albastru, blănit cu samur, a căruia mânice atârnau apoi. Era încinsă cu un colan de aur ce îi se închia cu mari paftale de matostat împrejurate cu pietre scumpe, iar pe grumazii ei atârna o salbă de multe și șiracuri de margaritar. Șlicul de samur, pus cam într-o parte, era împodobit cu un surguci alb și sprijinit cu o floare mare de smaragde. Părul ei, după moda de atunci, se împărțea despletit pe umerii și spatele sale. Figura ei avea acea frumusețe care făcea o dinioară vestite pre femeile României, și care se găsește rar acum. Ea însă era tristă și tânjitoare ca floarea expusă arșiței soarelui ce nu are nimic să o umbrească. Ea văzuse murind pre părinții săi, privise pre un frate lepădându-și religia și pre celălalt ucis, și mai întâi hotărâtă de obștie a fi soața lui de pe care nici nu știa, acum fusese silită de aceeași obștie, care dispoza de inima ei, fără o mai întreba, a dat mâna lui Alexandru Vodă spre care, cinstindu și supuindu-se ca unui bărbat, ar fi voit să-l iubească, dacă ar fi aflat în el cât de puțină simțire omenească. Apropiindu-se, se plecă și sărută mâna. Lăpușneanul o apucă de mijloc și, rădicând-o ca o pană, o puse pre genunchii săi. Ce veste frumoasa mea, doamnă!" zise el sărutând-o pe frunte. Ce pricină te face astăzi când nu-i sărbătoare, ați lăsa fusele? Cine te-au trezit așa de dimineață?" lacrimile jupăneselor văduve care se varsă la ușa mea și care strigă răsplătire la Domnul Hristos și la Sfânta Născătoare pentru sângele care verși. Lăpușneanul posomărându se desfăcu brațele. Ruxanda căzu la picioarele lui. O bunul meu domn, viteazul meu soț, urmăia. Destul, ajungă atât a vărsat sânge, atâtea văduvii, atâtea sări mari. Gândește-te că măria ta ești prea puternic și că niște săraci boieri nu-ți pot strica. Ce-ți lipsește măriei tale? N-ai cu nimeni război. Țara este liniștită și supusă. Eu, Dumnezeu știe că te iubesc. Și copiii măriei tale sunt frumoși și tineri. Judecă că după viață este și moarte. Și măria ta ești muritor și ai să dai seamă. Pentru că cu mănăstirile nu se răscumpără sângele, ci mai ales ispitești spitești și înfrunți spre Dumnezeu, socotind că făcând biserici, îl poți împăca și... Muiere nesocotită! Strigă pușneanul sărind în picioare și mâna lui prinde prindere se răzămă pe junghiul din cingătoarea sa, dar îndată stăpânindu-se, se plecă și ridicând pe Ruxanda de jos, Doamna mea, îi zise, să nu-ți mai scape din gură astfel de vorbe nebune, că zău nu știu ce se poate întâmpla. Mulțumește sfântului mare mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, a cărui hram se prăznuiește la biserica ce noi am făcut în pângărați, că ne-au oprit de la a face un păcat, aducându-ne aminte că ești mama copiilor noștri de a ști că mă vei omorâ, nu pot să tac. Ieri, când voiam să intru, o jupâneasă cu cinci copii s-a aruncat înaintea rădvanului meu și m-au oprit arătându-mi un cap țintuit în poarta curții. Ai să dai seama, doamnă," îmi zise, că lași pre bărbatul tău să ne taie părinții, bărbații și frații." Uite, doamnă, acesta-i bărbatul meu, tatăl copiilor acestora care au rămas săraci. Uită-te!" Și mi-a arătat capul sângeros și capul se uita la mine grozav, a, stăpâne, de-atunci neîncetat văd capul acela și mi-e tot frică. Nu pot să mă odihnesc." Și ce vrei?" Întrebă lăpușneanul zâmbind. Vreau să nu mai verși sânge, să încetez cu omorul, să nu mai văd capete tăiate, că sare inima din mine." Îți făgăduiesc că depoi mâine nu vei mai vedea," răspunse Alexandru Vodă. Și mâine îți voi da un leac de frică." Cum? Ce vrei să zici?" Mâine vei vedea. Acum, dragă doamnă, du-te de vezi copiii și caută de casă cum se cuvine unei bune gospodine. Și bune la cale să ne gătească un ospăț, căci mâine dau masă mare boierilor. Doamna Roxanda ieși după ce iarăși îi sărută mâna. Bărbatul său o petrecu până la ușă. Ei, pus ai toate la cale? Întrebă el venind grabnic către armașul său care intrase atunci. Tot este gata. Dar oare vor veni? Vor veni? Capitolul 3 capul lui Moțoc vrem. De cu seară se făcuse de știre tuturor boierilor să se adune a doua zi fiind sărbătoare la mitropolie, unde era să fie și domnul ca să asculte liturgia și apoi să vie să prânzească la curte. Când sosia Alexandru Vodă, sfânta slujbă începuse și boierii erau toți adunați. Împotriva obiceiului său, lăpușneanul în ziua aceea era îmbrăcat cu toată pompa domnească. Purta coroana paleologilor și peste dulama poloneză de catifeasta stacojie avea cabanița turcească. Nicio o armă nu avea alta decât un mic junghi cu plăsele de aur, iar printre bumbii dulămii să zărea o zea de sârmă. După ce a ascultat sfânta slujbă, s-a coborât din strană, s-a închinat pe la icoane și, apropiindu-se de racla sfântului Ioan cel Nou, s-a plecat cu mare smerenie și a sărutat moaștele sfântului. Spun că în minutul acela era foarte galben la față și că racla sfântului ar fi tresărit. După aceasta, suindu-se iarăși în strană, se înturnă către boier și zise Boier dumneavoastră, de la venirea mea cu a doua domnie și până astăzi, am arătat asprime către mulți. M-am arătat cumplit, rău, vărsând sângele multora. Unul Dumnezeu știe de nu mi-a părut rău și de nu mă căiesc de aceasta. Dar dumneavoastră știți că m-a silit numai dorința de a vedea contenind gâlcăvirile și vânzările unora și altora, care țineau la răsipa țării și la peirea mea. Astăzi sunt altfel trebile. Boierii și-au mai venit în cunoștință au văzut că turma nu poate fi fără păstor, pentru că zice Mântuitorul, bate voi păstorul și se vor împrăștia oile. Boier dumneavoastră, să trăim de acum în pace iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci, să iubești prea aproapele tău ca însuți spre tine și să ne iertăm unii prealții alții pentru că suntem muritori, rugându-ne Domnului nostru Isus Hristos, își făcu cruce. Să ne ierte nouă greșalele, precum iertăm și noi greșiților noștri sfârșind această deșănțată cuvântare, merse în mijlocul bisericii și după ce se închină iarăși, se înturnă spre norod în față, în dreapta și în stânga zicând Iertați-mă, oameni buni și boieri dumneavoastră! Dumnezeu să te ierte, măria ta! Răspunseră toți, afară de doi juni boieri ce sta gânditori, răzămați de un mormânt lângă ușă, însă nimeni nu le-a luat seama. Lăpușneanul ieșit din biserică poftind pre boier să vie ca să o spăteze împreună și încălecând se înturnă la palat. Tot se împrăștiară. Cum ți se pare? Zise unul dintre boierii care i-am văzut că nu iertase pre Alexandru Vodă. Te sfătuiesc să nu te duci astăzi la dânsul la masă, răspunse celălalt, și se amestecară în norod. Aceștia erau spancioc și stroici. La curte se făcuse mare gătire pentru ospățul acesta. Vestea se împrăștiase că domnul se împăcase cu boierii și boierii se bucurau de o schimbare ce le dă de dește că vor putea ocupa iarăși posturi ca să adune din nou avuții din sudoarea țăranului. Cât pentru norod, el era indiferent. El, din împăcarea aceasta, nu aștepta vreun bine, nici prepunea vreun rău. Norodul se învoia cu oblăduirea lui Alexandru Vodă. Cârtea numai asupra ministrului său Moțoc, care întrebuința creditul ce-l avea de la domn spre împilarea gloatei. Căci, deși erau necontenite jalobele obștiei pentru jafurile lui Moțoc, Lăpușneanul sau nu răspundea, sau nu le asculta. Ceasul prânzului apropiindu-se, boierii începură a veni călări, întovărășiți fiștecare de câte două-trei slugi. Luau seama însă că curtea era plină de lefecii înarmați și că patru turnuri sta îndreptate spre poartă, dar socoteau că sunt puse spre a serba, după obicei, ceremonia prin salve. Unii poate că-și mai prepuneau vreo cursă, dar odată intrând nu se mai puteau înturna, căci porțile erau străjuite și păzitorii porunciți a nu lăsa să iasă nimeni. Adunându-se boierii, 47 la număr, nu se puse în capul mesei, având în dreapta prelogofătul Trotușan și în stânga prevornicul Moțoc. Începe a zice din surle și bucatele se aduseră pe masă. În Moldavia, pe vremea aceea, nu se introdusese încă moda mâncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindea în câteva feluri de bucate. După borșul polonez, veneau mâncăruri grecești fierte cu verdețuri care pluteau un unt, apoi pilaful turcesc și, în sfârșit, fripturile cosmopolite. Pânza, mesei și șervetele erau de filaliu țesut în casă. Tipsiile pe care aduceau bucatele, talgerele și paharele erau de argint. Pe lângă părete, sta așezate în rând mai multe ulcioare pântecoase, pline de vin de odobești și de cotnar, și la spatele fiște căruia boier, dvorea câte o slugă care dregea. Toate aceste slugi erau în armate. În curte, pe lângă două junci și patru berbeci fripți, erau trei poloboace desfundate pline de vin. Slujitorii mâncau și beau, boierii mâncau și beau. Acum capetele începuseră era să înfierbânta, căci vinul își făcea lucrare. Boierii închinau și urau predomn cu vivate zgomotoase, la care răspundeau lefeciii prin chiote și tunurile prin bubuit. Acum era aproape a se scula de la masă, când veveriță ridică paharul și închinând zise. Să trăiești într-un mulți ani, măria ta! Să stăpânești țara în pace și milostivul Dumnezeu să te întărească în gândul ce ai pus, te a nu mai strica preboier și a bântui norodul. n să sfârșească, căci buzduganul armașului lovindu-l drept în frunte, îl doborâ la pământ. A, voi o cărăți spre domnul vostru! striga acesta. La ei, flăcăi! În minut, toți slujitorii de pe la spatele boierilor, scoțând junghiurile, îi loviră, și alți ostași aduște capitanul de lefecii, intrară și în cu săbile în ei. Cât pentru lăpușneanul, el luase premoțoc de mână și se trăseseră lângă o fereastră deschisă de unde privea măcelăria ce începuse. El râdea, iar moțoc, silindu-se a râde ca să placă stăpânului, simțea părul zbârlindu i se pe cap și dinții săi câânțănind și cu adevărat era groază a privi această scenă sângeroasă. Închipuiască-și cineva, într-o sală de cinci stângeni în lungă și de patru lată, o sută și mai mulți oameni ucigași și hotărâți spre ucidere, călăi și osândiți, luptându-se unii cu furia de și alții cu aprinderea beției. Boierii, neavând nicio grijă, surprinși mișelește pe din dos, fără arme, că de-o fără a se mai împotrivi. Cei mai bătrâni mureau făcându-și cruce. Mulți însă dintre cei mai juni se apărau cu turbare, Scaunele, talgerile, tacâmurile mesei se făceau arme în mâna lor, iar unii, deși răniți, se încleștau cu furie de gâtul ucigașilor și, năsocotind ranele ce primeau, îi strângeau până îi nădușau. Dacă vreunul apuca vreo sabie, își vindea scump viața. Mulți le feci periră, dar, în sfârșit, nu mai rămăsese niciun boier viu. 47 de trupuri zăceau pe parchet. În lupta și trânta aceasta, masa se răsturnase, ulcioarele se spărseseră și vinul amestecat cu sânge făcuse o baltă pe lespezile salei. Odată cu omorul de sus, începuse uciderea și în curte. Slugile boierilor, văzându-se lovite fără veste de soldați, plecară de fugă. Puțin care scăpară cu viață, apucând a sări peste ziduri, dasă larma pe la casele boierilor și invitând pre alte slugi și oameni boierești, în rănorodul și tot orașul alergase la poarta curții, pe care începuse a o tăia cu securile. Ostașii amețiți de beție făceau numai o slabă împotrivire. Gloata se întărâta din mult în mai mult. Lăpușneanul, pre care îl înștiințase de pornirea norodului, trimise pre armașul să întrebe ce vor și ce cer. Armașul ieși. Ei, vornice moțoace!" zise apoi înturnându-se spre acesta. Spune, n-am făcut bine că m-am mântuit de răii aceia și am scăpat țara de așa o râie?" Măria ta, ai urmat cu mare înțelepciune!" răspunse mărșavul cortezan. Eu de mult aveam de gând să sfătuiesc premăria ta la aceasta, dar văd că înțelepciunea măriei tale au apucat mai înainte și ai făcut bine că i-ai tăiat. Pentru că, fiindcă era să văd că armașul întârzie, zise lăpușneanul curmând premoțoc care se învălmășa în vorbă. Îmi vine să poruncesc să deie cu tunurile în prostimea aceea. Dar cum s-o coți și dumneata? Așa, așa, să-i cu tunurile, nu-i vreo pagubă cormurii câteva sute de mojici, de vreme ce au pierit atâția boieri. Da, să-i omoare de istov. Mă așteptam să aud asemenea răspuns, zise cu o la lăpușneanul. Dar să vedem întâi ce vor. În vremea aceasta, armașul se suise pe poarta curții și făcând semn strigă. Oameni buni! Măria sa vodă întreabă ce vreți și ce cereți. Și pentru ce ați venit așa cu zurba? Prostimea rămase cu gura căscată. Ea nu se aștepta la asemenea întrebare venise fără să știe pentru ce au venit și ce vrea. Începuse a se strânge în cete, cete și a se întreba unii pe alții ce să ceară. În sfârșit, începura a striga. Să micșureze dăjdiile! Să nu ne zapcească! Să nu ne mai împlinească! Să nu ne mai jefuiască! Am rămas săraci! N-avem bani! Ni-a luat toți moțoc! Moțoc! Moțoc ne belește și ne pradă! El sfătuiește prevodă! Să moară! Moțoc să moară! Capul lui Moțoc vrem! Acest din urmă cuvânt, găsind un eho în toate inimile, fu ca o scânteie electrică. Toate glasurile se făcură un glas și acel glas striga. Capul lui Moțoc vrem! Ce cer? Întreabă Lăpușneanul, văzând prearmașul armașul intrând. Capul vornicului Moțoc! Răspunse. Cum? Ce? Striga acesta sărind ca un om ce calcă pe un șarpe. N-ai auzit bine, fărtate! Vrei să șuguiești, dar nu-i vreme de șagă. Ce sunt vorbele aceste? Ce să facă cu capul meu? Îți spun că ești surd, n-ai auzit bine. Ba, foarte bine, zise Alexandru Vodă. Ascultă singur. Strigările lor se aud de aici. Într-adevăr, ostașii nemai împotrivindu-se, norodul începuse a se pe ziduri de unde striga în gura mare. Să ne dee pre moțoc! Capul lui moțoc vrem! O, păcătosul de mine! strigă ticălosul. Maică prea fecioară, nu mă lăsa să mă prăpădesc. Dar ce le-am făcut eu oamenilor acestora? Născătoare de Dumnezeu, scapă-mă de primești de aceasta și jur să fac o biserică, să postez câte zile voi avea, să fere cu argint cu cea făcătoare de minuni de la mănăstirea neamțului. Dar milostive, Doamne, nu-i asculta prin niște proști, pre niște mojici. Pune să deie cu tunurile în și să moară toți. Eu sunt boier mare, ei sunt niște proști. Proști, dar mulți răspunse lăpușneanul cu sânge rece. Să omor o mulțime de oameni pentru un om n-ar fi păcat? judecă acum singur. Dute te de mor pentru binele moșiei dumitale, cum ziceai însuți când îmi spuneai că nu mă vrea și nu mă iubește țara. Sunt bucuros că îți răsplătește norodul pentru slujba ce mi-ai făcut vânzându-mi oastea lui Anton Sechele și mai pe urmă lăsându-mă și trecând în partea Tomșii. O, nenorocitul de mine! Strigă Moțoc, smulgându-și barba căci de pe vorbele tiranului înțelegea că nu mai este scăpare pentru el. Încă lasă-mă să mă duc să-mi pun casa la cale. Fie vă milă de jupăneasă și de copiii mei. Lăsați-mă să mă spovăduiesc. Și plângea și țipa și suspina. Destul! strigă la pușneanul. Nu te mai boci ca o muiere. Fi român verde. Ce să te mai spovăduiești? Ce să-i spui duhovnicului? Că ești un tălhar și un vânzător? Asta o știe toată Moldova. Haide, luați-l, dați-l norodului, și spuneți că acest fel plătește Alexandru Vodă celor ce pradă țara. Îndată armașul și capitanul de lefecii începura al târâ. Ticăitul boier răcnea cât putea, vrând să se împotrivească. Dar ce puteau bătrânele lui mâini împotriva acelor patru brațe zdravene care îl trăgeau? Vrea să se sprijinească în picioare, dar se împiedica de trupurile confraților săi și luneca pe sângele ce se închegase pe lespezi. În sfârșit, puterile îi slăbiră și, ducându-l pe poarta curții mai mult morte cât viu, îl îmbrânciră în mulțime. Ticălosul boier căzu în brațele idrei acesteia cu mai multe capete, care într-o clipită îl făcu bucăți. Iată cum plătește Alexandru Vodă la cei ce pradă țara!" zise și tiranului. Să trăiască măria sa Vodă!" răspunse gloata și, mulțămindu-se de astă jertfă, se împrăștii. În vreme ce nenorocitul moțoc pierea acest fel, lăpușneanul porunci să ridice masa și să strângă tacâmurile apoi pusă să, să răteze capetele ucișilor și trupurile le aruncă pe fereastră. După aceea, luând capetele, le așeză în mijlocul mesei pe încet și cu rânduială, puind pe ale celor mai mici boierde de sub și pe ale celor mai mari deasupra, după neam și după ranguri, până ce făcu o piramidă de 47 de căpățâni, vârful căreia se închia prin capul unui logofăt mare. Apoi, spălându-se pe mâini, merse la o ușă lăturalnică, trase zăvorul și drugul de lemn care o închidea și intră în apartamentul doamnei. De la începutul tragediei acesteia, doamna Ruxanda, neștiind nimic de cele ce se petreceau, era îngrijită. Ea nu putea afla pricina zgomotului ce auzise, căci după obiciul vremii de atunci, femeile nu ieșeau din apartamentul lor și slujnicele nu puteau a se risca în mijlocul unei oștini ce nu cunoștea ce este disciplina. Una din ele mai îndrăzneață, ieșind auzise că este zurba asupra lui Vodă și adusese această veste stăpânii sale. Buna doamnă, temându-se de furia norodului, era spăriată și când a intrat Alexandru, a găsit-o rugându-se dinaintea icoanei, având copiii pe lângă dânsa. ah, strigă ea, slavă mai cei domnului că te văd! mi au fost tare frică! Pentru aceea, precum ți-am făgăduit, ți-am gătit un leac de frică. Vine cu mine, doamnă! Dar ce țipete, ce strigări se auzeau? Nimic! Slujitorii s-au fost luat la sfadă, dar s-au liniștit. Zicând aceste, luă preruxanda de mână și o aduse în sală. Într-o vedere a grozavii priveliști, ea slobozi un țipet strașnic și leșină. Femeia tot femeie, zise lăpușneanul zâmbind. În loc să se bucure, ea se sparie. Și luând-o în brațe, o duse în apartamenturile ei. Apoi, întorându se iarăși în sală, găsi pre capitanul de lefecii și pre armașul așteptându-l. Tu pune să arunce peste zid hoiturile câinilor acestora iar titvele lor să le înșire pe zid, zisele feciului. Iar tu, adresându-se către armaș, să-mi pui mâna pe spancioc și pe stroici. Însă stroici și spancioc erau acum aproape de mistru. Gonașii îi ajunseseră tocmai când treceau hotarul. Spuneți celui ce v-a trimis, strigă către ispancioc, că ne vom vedea până a nu muri. Capitolul 4 De mă voi scula, pre mulți am să popesc și eu. Patru ani trecuseră de la scena aceasta, în vremea cărora Alexandru Vodă, credincios făgăduinței ce-i dasă doamnei Ruxanda, nu mai tăiese niciun boier. Dar pentru ca să nu uite dorul cel tiranic de a vedea suferiri omenești, născoci feluri de schinjuiri. Scotea ochi, tăia mâini, ciuntea și seca pe care avea prepus. Însă prepusurile lui erau părelnice, căci nimeni nu mai cuteza a cârti cât de puțin. Cu toate acestea, era neliniștit căci nu putu se pune mâna pe spancioc și pe stroici care ședeau la camenița, așteptând și pândind vreme. Deși avea doi gineri grafi cu mare influență la curtea Poloniei, era îngrijit de acești doi boieri să nu invite pre Poloni care nu căutau decât pretexte spre a intra în Moldavia. Dar acești doi români erau prea buni patrioți ca să nu judece că războiul și venirea oștirilor străine ar fi fost pe patriei. Lăpușneanul le scrisese în mai multe rânduri ca să vie Legându-se prin cele mai mari jurăminte că nu le va face nimică Dar ei știau cât prețuiește jurământul lui Ca să-i privegheze mai de aproape Se mută în cetatea hotinului Pe care o întări mai cu o săbire Însă aici se bolnăvi de lângoare Boala făcu repezi înaintări Și în curând tiranul se văzu la ușa mormântului În delirul frigurilor îi se părea că vede toate jertfele cruziei sale fioroase și amenințătoare, îngrozindu-l și chemându-l la judecata Dumnezeului dreptății. În deșert se învârtea în patul durerii, căci nu putea afla răgaz. Chemând pre mitropolitul Teofan, pre episcopi și pre boieri, și spuindu-le că se simte sosit la sfârșitul vieții, își ceru iertare de la toți umilindu-se. Pe urmă îi rugă să le fie milă de fiul său Bogdan, pe care îl lasă moștean scaunului și să-l ajute, căci fiind în vârstă fragedă, înconjurat de puternici vrășmași, nu se va putea apăra nici pre sine, nici pre țară, de nu va fi unire între boieri și de nu vor avea dragoste și supunere către domn. Cât pentru mine, urma a zice, de mă voi și ridica din boala aceasta, sunt hotărât a mă duce la călugărie, în monăstirea Slatina, unde să mă spășesc câte zile îmi va mai lăsa Dumnezeu. Deci vă rog, părinți arhierei, de mă veți vedea aproape de moarte să mă tundeți călugări nu putu vorbi mai mult. Convulsiile îl apucară și un leșin grozav ca moartea îi îngheță trupul, închid mitropolitul și episcopii, crezând că se sfârșește, îl călugăriră, puindu-i numele Paisie, după numele Petru, ce avea până nu se face domn. După aceea, salutând predomnița Ruxanda de regentă în vremea minorității fiului ei, proclamă pre Bogdan domn, apoi îndată pornirea ștafete pe la boierii din țară și emigrați și pe la capitanii oștilor. Abia amurgise când stroici și spancioc sosiră. Descălecând pe la gazde, alergară cu pripă la cetate. Cetatea era mută și pustie, ca un mormânt de urieș. Nu se auzea decât murmura valurilor nistrului, ce izbea regulat stâncoaselei coaste sure și goale și strigătul monoton a ostașilor de strajă, care, într-o lumina crepusculului, se zăreau răzămați în lungele lor lance. Suindu-se în palat, îi cuprinse nu puțină mirare nemai întâlnim pe nimeni. În sfârșit, o slugă le arătă camera bolnavului. Voind să intre, auziră un mare zgomot și se opriră ca să asculte. Lăpușneanul se trezise din letargia sa. Deschizând ochii, văzut doi călugări stând unul la cap și altul la picioarele sale, neclintiți ca două statui de bronz. Se uită pe dânsul și se văzut coperit cu o rasă. Pe căpătâiul său stau un pot cap. Vru să ridice mâna și se împiedică în niște metenii de lână. I se păru că visează și iarăși închise ochii dar redeschizându-i peste puțin, văzu aceleași lucruri. Meteniile, pot capul și călugării. Cum te mai simți, frate Paisie? Îl întreabă unul dintre monahi, văzându-l că nu doarme. Numele acesta i-a adus aminte de toate cele ce se petrecuseră. Sângele întrâns a început să fiarbă și sculându-se pe jumătate. Ce pocitănii sunt astea! strigă. A, voi vă jucați cu mine? Afară, boiate! Ieșiți că pre toți vă omor! Și căută o armă pe lângă el, dar negăsind decât pot capul, îl a zvârlit cu mânie în capul unui călugăr. Întru auzul strigătelor lui, doamna cu fiul ei, mitropolitul, boierii, slugile, intrară toți în odaie. Chiar atunci cei doi boieri veniseră și stau ascultând la ușă. A, voi m lugărit! călugărit?" striga la poșneanul cu gras răgușat și spăios. Gândiți că veți scăpa de mine? Dar să vă iasă din minte! Dumnezeu sau dracul mă va însănătoșa și... Nenorocitule, nu hulii!" îl curmă mitropolitul. Uiți că ești în ceasul morții! Gândește, păcătosule, că ești monah! Nu mai ești domn! Gândește că prin hulele și strigările tale spari pe astă femeie nevinovată și pe acest copil în care rează mănădejdea Moldaviei! Boiată fățarnică! adăugă bolnavul, zbuciumându-se spre a se scula din pat. Tacă-ți gura! Că eu care te-am făcut mitropolit, eu te dezmitropolesc! M-ați popit voi, dar de mă voi îndrepta, prea mulți am să popesc și eu. Iar precățeaua asta voi s tai în patru bucăți, împreună cu sâncul ei, ca să nu mai asculte sfaturile boaitelor și-a dușmanilor mei. Minte acel ce zice că sunt călugăr! Eu nu sunt călugăr, sunt domn! Sunt Alexandru Vodă! Săriți flăcăi! Unde-s voi mei? Dați, dați de tot! Eu vă poruncesc! Ucideți-i pre toți, nici unul să nu scape! Mamă, năduș! Apă! Apă! Și căzură sturnat pe spate, hârcăind de turbare și de mânie. Doamna și mitropolitul ieșiră. La ușă îi întâmpinară spancioc și stroici. Doamnă, zise spancioc, apucând de mână pe Ruxanda. Omul acesta trebuie să moară numai decât. Iată un praf, pune-l în băutura lui. O travă, strigă ea înfiorându-se. O travă, urmă Spancioc. Dar de nu va muri îndată omul acesta, viața mării tale și a acestui copil este în primejdie. Destul a trăit tatăl și destul a făcut. Moară tatăl ca să scape fiul. O slugă ieși. Ce este? Întreabă doamna. Bolnavul s-a trezit și cere apă și pre fiul său. Mi-au zis să nu mă duc fără el. Vrea să-l omoare! Răcni duioasa mumă, strângând cu furie copilul la sân. Nu-i vreme de stat pe gânduri, doamnă! adăugit spancioc. Adă-ți aminte de doamna lui Ștefăniță Vodă și alege între bărbat și fiu. Ce zici, părinte?" zise sărmana femeie, înturnându-se cu ochi lăcrâmători spre mitropolit. Crud și cumplit este omul acela, fica mea. Domnul Dumnezeu să te povățuiască, iar eu mă duc să gătesc tot pentru procederea noastră cu noul nostru domn și spre cel vechi Dumnezeu să-l ierte și să te ierte și pre tine. Zicând acestea, cu cuviosul Teofan se depărtă, Ruxanda luă un pahar de argint plin de apă pe care l a aducea sluga. Și apoi, machinalicește și silită mai mult de boieri, lăsă să cadă o travă în el. Boierii o împinseră în camera bolnavului. Ce face?" întreabă Spancioc prestroici, care le crăpase ușa și se uita. Întreabă de fiul său, zice că vrea să-l vadă. Cere de băut. Doamna tremură. Îi dă paharul. Nu vrea să-l iaie." Spancioc sări și scoase jungherul din cingătoare. Ba, îl ia! Bea!" Să-ți fie de bine, Maria ta! Ruxanda ieșit tremurândă și galbănă și răzămându-se de părete. Voi să dați seama înainte lui Dumnezeu, zise suspinând, că voi m-ați făcut să fac acest păcat. Mitropolitul veni. Să mergem, zise doamnei. Dar cine va căuta de nenorocitul acesta? Noi, răspunse răboierii. O, părinte, ce mă făcuși să fac? zise doamna către mitropolitul și se duse cu el plângând. Amândoi boieri intrară la bolnav. O trava încă nu începuse a-și face lucrarea. Lăpușneanul stă întins cu fața în sus, liniștit, dar foarte slab. Când intrară boierii, ei îl priviră îndelung și, necunoscându-i, îi întrebă cine sunt și ce voiesc. Eu sunt stroici," răspunse acesta. Și eu spancioc," adăugă celălalt. Și a ceea ce voim este să te vedem până a nu muri, cum ți-am făgăduit." O, vrăjmașii mei," suspina Alexandru. Eu sunt spancioc, urma acesta. Spancioc, Pe care ai vrut să-l tai când ai ucis 47 de boieri și care a scăpat din ghearele tale. Spancioc, a cărui avere ai jăfuit-o, lăsându-i femeia și copiii să cerșească pe la ușile creștinilor. Ah, ce foc mă arde! strigă bolnavul apucându-se cu mâinile de pântece. Zi acum slobozește, ca ai să mori! O trava lucrează! O, m-ați otrăvit, nelegiuiților! Doamne! Fieți milă de sufletul meu. O, oh, ce foc! Unde-i doamna? Unde-i copilul meu? S-au dus și te-au lăsat cu noi. S-au dus și m-au lăsat. M-au lăsat cu voi. Omorâți-mă să scap de durere. Înjunghie-mă tu, tu ești mai tânăr, fieți milă, scapă-mă de durerile care mă sfâșie. Înjunghie-mă! Zise înturnând spre stroici. Nu-mi voi sporca vitejescul junghi în sângele cel pângărit al unui tiran ca tine. Durerile creșteau, otrăvitul se zbuciuma în convulsii. Îmi arde sufletul, dați-mi apă, dați-mi ceva să beu. Iată, zise spancioc luând paharul de argint de pe masă. Au rămas drojdiile, otrăvii, bea și te răcorește. Pa nu, nu vreau, zise bolnavul strângând dinții. Atunci stroicii l-apucă și-l ținune uneclintit, iar spancioc scoțând cuțitul din teacă, îi descleștă cu vârful lui dinții și îi turnă pe gât o trava ce mai era în fundul paharului. Lăpușneanul, mugind ca un taur ce vede trunchiul și securea ce a să-l lovească, voia se întorna cu fața spre părete. Ce, vrei să nu ne mai vezi?" zise răboierii. Ba se cade spre o sânda ta să ne privești. Învață a muri, tu care știai numai a omorâ." Și apucându-l amândoi, îl țineau nemișcat, uitându-se la el cu o bucurie infernală și mustrându -l. Nenorocitul domn se zvârcolea în spasmele agoniei. Făcea spume la gură. Dinții îi scrâșneau și ochii săi sângerați se holbaseră. O sudoare înghețată, tristă a morții prevestitoare, ieșea ca niște nasturi pe obrazul lui. După un chin de jumătate de ceas, în sfârșit își dete duhul în mâinile călăilor săi. Acest fel fu sfârșitul lui Alexandru Lăpușneanul, care lasă o pată de sânge în istoria Moldaviei. La monastirea Slatina, zidită de el, unde e îngropat, se vede și astăzi portretul lui și al familiei sale.